Prefectura Hunedoara perfectează de câteva zile învestirea celor 69 de primari și de constituirea consiliilor locale din județul Hunedoara, rezultate în urma alegerilor locale din data de 9 iunie. Până luni, 21 octombrie, au fost constituite 18 consilii locale. Astăzi, 22 octombrie, au avut loc ceremonii pentru primăriile și consiliile locale din Hațeg, Pui, Densuș, General Bertlo și Băcia. Pentru mâine sunt programate alte festivități oficiale de învestire a primarilor și consiliilor locale din 5 UAT-uri. Mâine, 23 octombrie, vor avea loc festivități de învestire la Aninoasa, Mărtinești, Turdaș, Vulcan, Rapoltu Mare, Petroșani, Hărău și Ilia. Hunedoara 1 TV va informa pe hunedoreni programul ceremoniilor de învestire a primarilor și consiliilor locale, astfel încât locuitorii să poată participa la festivitățile de depunere a jurământului.